Simplu adevăr dintre Israel și Palestina. Încep cu o întrebare neobișnuită pentru vlogurile mele și cu un alt fel de vlog, educativ totodată. Dar o întrebare care poate să ne trezească mai mult și să ne ofere răspunsuri clare, răspunsuri precise. În punctul acesta, pentru toți care puteți susține, fără rețineri, de exemplu Rusia, Hamas, Palestina, Iran sau chiar China, care este propunerea lor pentru voi? Ce doriți de fapt? Vreți să trăiți ca în Rusia sau ca în China? Vreți să umble femeile cu cârpe pe ele toată ziua? Vreți să fiți controlați ca în comunism? Vreți să nu puteți să scăpați un cuvânt, de pildă nepotrivit pe gură, pentru că în secunda 2 s-ar putea să nu mai existați? Pentru că nu înțeleg. Ce vă oferă aceste culturi de puteți să stați atât de ferm să le apărați? Pentru că în Europa cam asta se întâmplă acum. Cât despre Israel, din punctul meu de vedere, și nu doar al meu, pentru că este observabil, Israel este avampostul civilizației și valorilor noastre în Orient. De ce vreți să-i lăsăm singuri? Îi omoară fără niciun regret și fără scrupule fanaticii aceia. Putem să închidem ochii la asta? De ce nu vă revoltați că Hamas se ascunde după populație, după ce au ucis mii de evrei și că folosesc oamenii ca scuturi, ca mai apoi să se folosească de victime și să câștige mai mulți discipoli pentru reclamă anti-Israel, preponderent în social media. Pentru că asta face spațiu public în vremurile astea. Toată tehnologia asta distorsionează și manipulează. Vreau doar câteva lucruri de bun simț să vă las și de cultură generală. Acest Israel hulit de mulți dintre dumneavoastră este o mică insulă de 10 milioane de oameni înconjurați de sute de milioane de arabi. Țară care până în acest punct a dat peste 13 premianți Nobel, una dintre cele mai educate populații de pe Mapamond, pe locul 3 în lume, la unicorn după SUA și China, o cultură cu un mediu fascinant de business, de afaceri. Eu cred că asta merită, cu mare încredere, să apărăm. Oamenii încă provoacă daune majore din cauza religiei. Este o luptă acerbă între evrei și musulmani. Să ucizi strigând numele Dumnezeului tău mi se pare o lipsă totală de asumare a urii pe care o duci în tine, în interiorul tău. De unde știu acești oameni că divinitatea lor le cere să ucidă? De fapt, ce divinitate benevolă cere cu adevărat să omori? Măcar că ne-am născut într-o cultură creștin-ortodoxă, era bine să înțelegem cât de importantă este iubirea față de aproapele. Însă cei mai mulți dintre oamenii de pe meleagurile acestea trăiesc o religie și nu o relație. Ce nu știu oamenii este că nu ai nevoie de religie ca să-ți iubești aproapele. Ai nevoie de relație. E o diferență fundamentală între religie din nou și relație. Doar că relația asta e nevoie să fie suficient de puternică cu El încât să înțelegem și să înțelegi că un Dumnezeu măreț și relevant și plin de dragoste nu îți cere să omori. E tocmai invers. El a murit pentru tine și a murit și pentru mine, ca să nu mai fie nevoie să murim noi, mai ales strigându-i numele. Faptul că oamenii îi atribuie lui Dumnezeu cruciadele și alte atrocități, Dumnezeului creștin, nu au legătură cu identitatea Lui. Pentru că oamenii își formează părerea despre un Dumnezeu creștin într-o țară imersată într-o cultură preponderent ortodoxă, dar peste 90% nu au citit o singură dată Biblia și emit păreri despre cum este identitatea și natura lui Dumnezeu. Este ca și când, vă dau un exemplu, discutăm toată ziua despre tehnologia diferitelor telefoane și despre arhitectura lor, dar noi nu am citit niciodată despre Apple, Samsung, Huawei, etc. Ca să vedem cum funcționează acestea. În Palestina, din păcate, oamenii sunt analfabeți din toate punctele de vedere și sunt ușor manipulabili. Cu toate că Dumnezeul lor le cere câteva lucruri lipsite de valoare umană. În România, 90% sau peste 90% sunt analfabeți scriptural și teologic, deși s-au născut într-o cultură creștină. Problema nu este asta. Problema este că emit păreri în baza analfabetismului acesta și atunci este evident că se înțelege mereu identitatea unui Dumnezeu rău. Mai apare și un preot care face ceva împotriva total a ceea ce propovăduiește și totul cade din nou pe seama lui Dumnezeu. Și gata, ne spălăm pe mâini, nu? Nu e acțiunea omului și consecințele faptelor lui, ci vina lui Dumnezeu. Iar lucrul acesta
repulsia, frustrarea, frica se nasc dintr-o lipsă de studiu. Pentru că dacă am înțelege cine este cu adevărat Dumnezeul creștin și care îi natura lui, nu am pune în spatele lui acțiunile eronate împotriva învățăturilor lui. Nu am pune în spatele lui niște preoți sau enoriași care au călcat distorsionat în drumul credinței. Dar când nu cunoști, e ușor să emiți păreri despre cine îi Dumnezeu. Și e ușor să-L judeci prin filtrul acțiunilor unor oameni care spun că îl slujesc. Iubirea lui Dumnezeu este mai mult decât sentimente, mai mult decât ceea ce simțim noi toată ziua. Pot spune tacit că este predare, pot spune că este sacrificiu, dăruire, iertare, da? Corectare. Dragostea cere sacrificiu și dăruire, de aceea Dumnezeu și-a dat Fiul pentru omenire. Cum zicea și Steinhardt, dacă faci totul bazat pe iubire, îți este imposibil să obții rezultate proaste. Problema este că noi deseori nu facem lucruri bazate pe iubire, sau cel puțin nu pe una adevărată. Drept urmare apar consecințe. De asta mereu ne întoarcem la El să ne îndrume. Iubirea fără o apartenență divină este, din punctul meu de vedere, fără rod. Omul este înclinat înspre rău de când se naște. Uitați-vă în jur. Are o natură care periodic simte repulsie și dorință de răzbunare. Iar fără Dumnezeu, fără Hristos, bâșbâim. Faptul că am evoluat nu înseamnă că nu mai avem nevoie de El. Dumnezeul viu nu este o invenție omenească din cauza perioadelor grele istorice. Cuvântul Lui e viu, prezent și lucrător. Și nouă ne rămâne o responsabilitate să Îl studiem, să citim, să ne cufundăm, dacă doriți, în învățătura Lui, ca să nu mai emitem păreri eronate. V-am făcut și un material mai profund despre Israel și Palestina, despre 4 mituri care se spun despre Israel și Palestina. Vă încurajez să mergeți să vedeți materialul pentru că este foarte relevant. A ajuns la peste 21.000 de vizualizări și continuă să crească. Cred că poate să vă servească acel material. Mă înclin, vă salut cu respect și încercați cumva să cântăriți bine lucrurile pe care le-am discutat în materialul de astăzi. Să aveți o zi grozavă!